repede, că în momentul în care eu am căutat o păstor, mi-am găsit acolo la ce pagini de ei, știi? Și am fost acolo și am văzut, găsit una, Cristiana și Maria, FM4, și acolo erau mai multe pagini și am dat la ele, și cred că atunci m-au văzut ei că, da, nu știu. Și după aia am căutat eu Îngerul lui Marian, dar oricum sunt grupulețe. Era ciudat așa și m-am uitat și la un filmuleț când trimisese mie, nu mai știu cine tot așa, care mi-a vorbit, nu așa, că, uite, în timp, aseară ce făceai tu pe canapea? Tu că să te ai pe canapea și că tu vezi, Doamne, suferi și că eu nu sufer. Așa, chestii de alea și ce ți-am mai zis, că eu nu te chem la masă, că eu nu, cine știe cum să vede, nu știu cum. Da, o să faci ceea ce simți cel mai bine. Și să nu te intereseze ce spuneți. Dar fiecare gândim diferit. Tu într-un fel, eu într-un fel. Zic, eu gândesc într-un fel, tu gândești în alt fel. Da. Dacă n-am fost fericiți împreună, poate separat o să fim. Să dea Dumnezeu. Și eu mai mult puțin cu Andrei? Cu Andrei ai vorbit cel mai mult? Da, cu Iacom, toți așa că nu, cu Andrei, azi cum aștept acasă. Păi și vrei să pleci acasă? Da, am. De ce? Păi ce să fac aici? Nu mai ai răbdare? Nu. Pentru ce? Nu știu, mă gândesc așa că nimic nu este întâmplător. Dacă asta mi-a intrat în cap acum, asta o voi face.
chiar îmi cer scuze așa dacă... Ce? S-a simțit Andreea cumva, da? Nu, eu i-am explicat că i s-a părut că ești așa, indiferent, că nu mai ești ca... Și i-am zis, zic, poate i-am zis că era și... Erai atent la cumpărături, că și eu la fel. Că am stat eu mai mult și îți dai seama că mi-era doar să le văd și astea, dar... Te-am explicat. Ce, n-aș fi vrut să stau la paclale să nu mai fac cumpărături? Dar încercam să fiu și așa, și așa, știi, să nu... Oricum nu-mi place deloc ce se întâmplă aici, nu... Nu e locul meu aici. Pur și simplu. E locul tău, nu mai e de mult. Dacă stau să gândesc de când... Nu e, că nu era vorba. Dacă unde erai tu, eram și eu. Dar acum locul meu nu mai e aici, pur și simplu. Știam că vrei să pleci mai demult, nu de acum. Nu era vorba, vreau să plec de ce se întâmpla în momentul respectiv și că nu îmi plăcea. Dar atâta timp cât tu doreai să rămânem și erai aici, doar nu plecam eu de nebună și... Aștept să văd ce curs ia viața. Și lui Danus ce zicea? Mi-a zis să-i zic că amicii sunt alături de el până la capăt și că... cum a zis, dacă o să aibă parte de o ieșire gen la cumpărături sau undeva, să nu refuze pentru că prietenii lui vor să vorbească ceva cu el. Și eu sunt bulversat așa, n-am chef de nimic și de nimic. Te duci tu? Cigarro.